Tema pe care mi-am anunțat-o eu și pe care am negociat-o cumva cu Ionuț și cu domnul Peptan a fost legată de noile provocări pe care le aduce diplomației, contextul nou în care ne aflăm, pandemia. Știm cu toții în toate documentele de securitate ale tuturor statelor importante, acolo undeva la loc prim, principal, printre marile pericole care pasc o națiune sau omenirea, apărea și apare pandemia. Sigur, majoritatea decidenților politici, celor care se ocupă de problematica securității unui stat, tot timpul spuneau nu s-o fi întâmplând tocmai în timpul vieții mele, e acolo, vedem noi ce facem cu ea dacă vine, dar nu are cum să vină probabil în timpul vieții mele. Iată că noi suntem generația aceasta ghinionistă, într-un fel, care ne-am izbit din plin, pe care ne-a izbit din plin o pandemie. Ce schimbă pandemia în context? Sunt o mulțime de lucruri care se schimbă categoric și aici găsiți literatură deja foarte multă, s-a consumat multă energie pe cum va fi lumea după pandemie, cum arată lumea acum în timpul pandemiei, care sunt lucrurile care nu vor mai fi niciodată la fel și putem citi foarte multe, putem să găsim multe discuții pe această temă. Eu m-aș concentra pe un element care este, cred eu, esențial de luat în seamă atunci când vorbim despre o pandemie și iată, din nefericire, îl experimentăm cu toții, și anume problematica stresului. Sunt o mulțime de elemente noi în ecuația existențială a individului sau a entităților, de orice fel. Una dintre cele mai dificile și complexe realități pe care le avem cu care trebuie să dăm piept în viață este problematica stresului. Și sigur, cu toții am ajuns la vârstă de maturitate, am trecut prin vari nivele de stres. Cu toții spuneam, mamă, ce stresat sunt, vai de mine, ce stresantă e chestia asta, mamă, ce greu e să mă decid, ce mașină să-mi iau, cât stres pe mine. Ne-am izbit de stres, stresul examenelor, sigur, dacă mai sunt studenți pe aici, vă întâlniți și cu noi în calitate de examinatori. Avem un anumit nivel de stres. Ceea ce se întâmplă cu o pandemie este însă că stresul acesta se generalizează și se adâncește și pornește pe o pantă care pare a nu avea sfârșit. Stresul, dacă vreți, merge și pe profunzime și în adâncime și merge și pe extensie, pe latitudine. În pandemie, stresul crește în mod constant și crește și în adâncime și în lateral, în dimensiunea sa laterală, adică cuprinde totul. Cuprinde totul de la individ, la entități, entități de orice fel, de absolut orice fel. Nimeni nu scapă. Poți să fii Vladimir Putin cu toată forța unui imperiu în spate, imperiu în ghilimele, nu? Al unui stat care se consideră foarte puternic, poți să fii președintele Americii. Stresul e acolo, te întâlnești cu el, nu ai cum să-l eviți. Nu te poate proteja nimeni și nimic, la urma urmei, de această realitate. La fel, același lucru se întâmplă și se translatează de la individ la orice altceva, la orice fel de altă entitate, la orice fel de formă de grup. Entități, luați oricare dintre ele ați vrea, economice, sociale, politice, culturale, religioase, și veți vedea că la fiecare nivel stresul acesta este prezent și nu doar că este prezent, ci este într-un fel, în formă continuă și creează perturbări în sistem care pot fi extrem de complexe și pot fi extrem de importante și adesea cu urme sau cu consecințe foarte, foarte de nedorit sau foarte periculoase. Deci noțiunea aceasta de stres crește, schimbă oarecum dă valențe noi, diferite adesea, radical diferite unor noțiuni fundamentale cu care operăm în viața de zi cu zi și în relațiile între entități. Mă gândesc la noțiunea de putere, da? Cine are putere, ce face cu puterea, cum se schimbă noțiunea de eroism. Da? Am avut o discuție cu câțiva prieteni aici în lupta cu COVID-ul, că e o luptă. Nu înseamnă că ești erou dacă scoți pieptul afară și te duci și lupți cu virusul. Îi lași pe aia care au uniforma necesară și pregătirea să lupte să fie în prima linie a luptei. Curajul pentru mine probabil că înseamnă astăzi un nespecialist în lupta cu un virus să stau acasă, să mă ascund sub birou. Sunt curajos stând aici, în biroul meu și cumva în ghilimele ascuns, fugind de inamic.
iată, o logică inversă a curajului, dar care de fapt probabil că înseamnă responsabilitate și înseamnă să-ți iei în serios responsabilitatea de a nu fi, spre exemplu, un purtător de armă de genul acesta, de a ucide pe alții fără să-ți dai seama și fără să vrei. Deci lucrurile se schimbă, se obțin valențe noi, adesea răsturnate ale sensurilor cuvintelor, ale sensurilor realităților. Protecția înseamnă altfel, securitatea probabil că înseamnă cu totul altceva. Toate aceste lucruri au implicații majore, de la viața individului la viața entităților, până la entitățile statale, entitățile ce reprezintă formele de putere într-un regim democratic despre care vorbim noi aici. Am două întrebări. Ce se întâmplă în dinamica relațiilor internaționale în acest context? În acest context dat de un stres în continuă creștere și expansiune, atât pe orizontală cât și pe verticală? Și care este rolul diplomației? Ce se schimbă în diplomație? Ce trebuie să se schimbe? Ce se poate face? Are vreun rol diplomația? Sau și diplomații stau și ascunși ca noi prin birouri? Dacă o fac bine, dacă o fac așa trebuie, probabil că asta este forma de luptă acum, chiar și a diplomatului, că nu e specialist în lupta cu COVID-ul. Dar întrebările sunt ce se întâmplă în dinamica relațiilor internaționale și a doua, care este rolul diplomației. Timpul este scurt și încerc să fug, sper că nu fug prea tare prin aceste lucruri, dar dacă merg prea tare, opriți-mă. Am băut și o cafea bună și un ceai foarte bun, așa că viteză am. Relațiile internaționale, dinamica relațiilor internaționale. În alte cuvinte, unde este locul diplomatului și a diplomației în dinamica aceasta la intersecția tuturor forțelor care sunt suprapuse și care formează într-un fel contextul geopolitic în care ne aflăm. Ce se întâmplă în dinamica aceasta geopolitică datorită stresului din ce în ce mai înalt crescut cu care ne confruntăm din cauza pandemiei? Cineva spunea foarte, foarte frumos că un alt oficial UE recent spunea COVID will bring out the best or the worst in us. COVID-ul va scoate ceea ce avem cel mai bun sau ceea ce avem cel mai rău în noi. Și asta cred că se aplică de la indivizi, la entități, de orice alt fel. Aici mă gândesc la orice fel de entități, chiar entități religioase, chiar entități politice, sociale. Această situație de stres va scoate din noi ce avem cel mai bun sau cel mai rău. În alte cuvinte, dacă mă gândesc la dinamica geopolitică, probabil că va fi o exacerbare a unei dinamici deja existente. Nu cred și nu văd schimbări majore de poziție ale principalilor actori în dinamica geopolitică, care să-și schimbe poziția, să spună până acum am făcut asta și de acum, da, gata, domnule, îmi pare așa de rău, nu e bine ce am făcut, mă întorc și fac altceva. Nu, din contră, dinamica geopolitică deja existentă a relațiilor internaționale se va amplifica și se amplifică sub ochii noștri. Ce înseamnă asta? Mai întâi câteva elemente de geopolitică. Probabil cel mai important aspect este globalizarea. Globalizarea este cea care ne-a plasat în contextul în care ne aflăm. Este o realitate care trece cu noi împreună, nu o construim noi, nu o anulăm noi. Sigur participăm în ea, sigur putem să fim controlați sau să încercăm cât de cât să o controlăm. Cineva spunea, alerg cât se poate de repede ca să rămân măcar în același loc. Cam asta se întâmplă sub noi acum. În sensul acesta, trebuie efort imens, cel puțin, să-ți păstrezi poziția în care te afli. Pentru că lucrurile se schimbă, deci globalizarea este acolo, câteva aspecte ale globalizării esențiale în această dinamică. Cred că e foarte important să fim conștienți de ceea ce înseamnă întreaga revoluție cyber, tot ceea ce înseamnă Internet of Things, internetul tuturor lucrurilor, această integrare a întregului, a tot ceea ce înseamnă existența noastră cred că a apărut ceva pe ecran și nu e al meu. Da. Din cyber. Ideea că acum materia primă, dacă în revoluțiile tehnologice dinainte erau fie cărbunele, fie aburul, fie, eu știu, electricitatea, computerele, acum materia primă este informația, data, informația păstrată în formă de data. Și informația păstrată în formă de data și inteligența umană. Deci sunt două elemente care sunt acum materia primă aceste revoluții. Lucru esențial de ținut cont. Al doilea lucru în geopolitică, cred eu ceea ce ne interesează pe noi, este
continuarea discursului de construcție, de consolidare a unei forme de democratizare sau de construcție a unor regimuri democratice, liberale, în sensul acela al respectului pentru drepturile omului, al respectului pentru economia de piață, un proiect în care pe care ni l-am asumat și noi, ca stat, odată cu încheierea regimului totalitar și în sensul acesta suntem cumva pe această traiectorie care ne apropie de cei care cred în același sistem de valori și cred că este un lucru absolut esențial și foarte important pentru că asta este, dacă vreți, ceea ce forțează acum COVID-ul, ceea ce forțează acum o pandemie, creșterea nivelului de stres la toate nivelurile, este foarte conduce la cumva la testarea rezistenței fiecărui regim și în special a regimurilor democratice, a sistemelor politice democratice și aici îl citesc pe Willy Brandt, contextual oarecum cu 30 de ani de la căderea zidului Berlinului, dar se aplică perfect și acum, el spunea "What belongs together will now grow together." Ceea ce aparține împreună acum crește împreună. În contextul acesta de stres, ceea ce aparține împreună acea familie de valori care construiește pe aceleași valori, pe aceeași direcție, este și trebuie să fie și mai unită decât a fost până acum. Ăsta este, dacă vreți, unul din lucrurile esențiale pe care îl putem să-l învățăm din ceea ce înseamnă expunerea la stres a individului și a statului și a entităților de stat. Care este rolul diplomației în toată povestea asta? Diplomatul este omul care pune contextul, spunea o definiție importantă a lui Corneliu Biola și Kornbrust spuneau că being a diplomat means putting context to use in order to perform communicative tasks. Înseamnă să utilizezi contextul pe care îl ai ca să reușești să construiești sisteme de comunicare coerente. Să poți să comunici mesajul pe care îl ai, să poți să preiei mesajele pe care trebuie să le preiei, să poți să faci analizele pe care trebuie să le faci informat, utilizând contextul. Ei, în sensul acesta, aș atrage atenția, dacă spuneam că stresul ne forțează să fim fie buni, fie foarte răi, asta mi-arată că, pe de o parte, sigur, cei care caută într-un fel să se alăture într-un sistem de valori în care credem, și anume valorile democrației liberale, valorile economiei libere, economiei de piață, categoric același lucru se întâmplă și în partea cealaltă a eșichierului, acolo unde lucrurile acestea nu sunt valorificate. Acolo unde lucrurile merg în direcția regimurilor liberale, acolo unde există regimuri totalitare, regimuri semi-totalitare, regimuri în care politicul unipartidic sau politicul structural, corupt, încearcă să controleze și controlează entitățile până la entități statale. Deci ceea ce e important de reținut este că unitatea aceasta se construiește pe mai multe paliere și automat aceasta duce la categoric la potențiale conflicte de interes. Lumea în care ne mișcăm este o lume în care comunicarea este coerentă, dar poate fi pusă într-o direcție pozitivă sau într-o direcție negativă. De aceea, dacă ne gândim la posibilitățile sau la ceea ce se întâmplă în contextul crizei COVID sau unei pandemii, spre exemplu, comunicarea în sistemul global contemporan în care internetul este deja dominant, în care țintele nu mai sunt atât de mult teritoriale cât țin de informație și de gândirea oamenilor. Este un câmp imens de luptă. Comunicarea este un câmp imens de lucru. Spațiul acesta comunicativ, comunicațional, este imens pentru că aici se pot pune informații constructive, informații care pot să ducă la o ieșire din această criză și în același timp tot aici sunt locurile în care se face manipularea, se face dezinformarea, se face contracararea lucrurilor care pot să țină la sau să ducă la consolidarea unui regim sănătos. Cyber security este lucru esențial, diplomatul contemporan trebuie să înțeleagă ce înseamnă să lucreze în spațiul cibernetic. E-diplomacy este un termen care deja face multă carieră în literatura de specialitate. Este foarte important acum să fructificăm oportunitățile de construcție de mesaje pozitive, de construcție de mesaje care să dimensiuni
care să elimine riscurile. Pe lângă aceasta aș mai aminti doar în trecere, timpul nostru se duce și nu aș vrea să abuzez. În e-diplomacy putem să discutăm despre forme de utilizare a datelor, de obținerea datelor, de analiza datelor. Negocierile se fac mai nou, deja există structuri avansate de lucru pe inteligența artificială care deja lucrează la construcții de forme de negociere atunci când știi ce urmărești. Dacă ai un sistem computerizat foarte puternic, ai capacitatea să ajungi la soluții foarte rapide, cu mult înaintea celui cu care negociezi. Problematicile consulare, categoric, sunt puternic asistate și trebuie să fie din ce în ce mai puternic asistate de inteligența artificială și de tot ceea ce înseamnă digitalizarea diplomației. În concluzie, o pandemie introduce un nivel foarte ridicat de stres. Nivelul acesta ridicat de stres se manifestă de la individ până la entitățile statale. În acest context, dinamica geopolitică deja existentă se exacerbează. Ceea ce se aseamănă se adună. E foarte important să fim conștienți că în asemenea contexte e crucial să lucrăm împreună cu cei care cred în același sistem de valori. Nu este nicio problemă și nu văd niciun fel de lucru de plâns faptul că ne alipim și că știm să stăm și să fim în alianțe cu familii politice care valorizează același lucru pentru care în România au murit oameni și au sacrificat viața, și anume drepturile omului, libertatea, capacitatea de a te dezvolta autonom cu protecția statului și nu împotriva statului. Conștienți trebuie să fim că în acest context internațional conflictul se exacerbează, presiunile sunt și mai mari pe sistem și sperăm noi statul român își găsește în continuare înțelepciunea să construiască dimensiunea aceasta externă în așa fel încât să consolideze și să contribuie la structurarea regimurilor democratice liberale și la consolidarea lor. Vă mulțumesc!